Tudorel Toader arunc în aer scandalul protocoalelor secrete, se pot anula unele condamnări. Ministrul Justiției lansează un scenariu fără precedent în scandalul protocoalelor secrete dintre servicii sublinierei instituțiile din justiție. Tudorel Toader afirmă, într-un interviu la Antena 3, ce ar trebui să se stabilească dacă protocoalele conțin lucruri ilegale în baza cărora au fost condamnați oameni. Dacă sublinierea stau lucrurile, pasul următor ar fi anularea unor condamnări, mai spune ministrul. Problema este alta, ce facem în urmă cu nuaterii nu a faptului ce au existat protocoale, ci a conținutului protocoalelor. Se temei ne mirme, se temei ar teme cu degetul? Se nu uitme. În baza acestei colaborări s-au derulat procese, au fost condamnați oameni. Întrebarea este a, dacă noi timp ce pe lângă lege au fost astfel de instrumente, poate mai sunt, pe baza lor au fost condamnați oameni, putem să spunem noi într-un stat de drept ce asta e condamnarea sau trebuie să facem ceva? Nu numai să scoatem conținutul protocolului, ci un caracter nelegal pe baza acestuia și condamnările nedrepte pe care unii le-au primit. Trebuie văzut dacă protocoalele au adugat la lege, au avut caracter nelegal, dacă pe baza acestor nelegalități s-a ajuns la condamnări nelegale, netemeinice. Numai pe calea aceasta putem vorbi de o reparație corect, a declarat Tudorel Toader. Ministrul a explicat ce, dacă se ajunge la concluzia ce protocoalele au fost nelegale, se poate cere în instanță revizuirea unor pedepse. Trebuie să vedem dacă senatarii, adugând la lege, nu s-au substituit legiuitorului, a declarat ministrul. Potrivit lui Tudorel Toader, se poate ajunge inclusiv la anchetarea penală senatarilor protocoalelor.